Bucurie mare pentru micuții grădiniței cu program prelungit numărul 5 din Reghin. Luni 19 octombrie aceștia au întâlnit-o pe nimeni alta decât Albă ca zăpada. Aceasta datorită liceenilor implicați în proiectul Fii voluntar pentru comunitatea ta. Oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Iar oglinda îi răspundea. Frumoasă ești, crăiasă, ca soarele în zori. Să fiu cea mai frumoasă. Știu cum voi rezolva problema. Vânător! Hei, vânătorule! Porunciți măria ta. Vânătorul! Foarte frumoasă. Ți-a plăcut personajele? Da, toate din poveste. Care au fost? Alba ca zăpada, vânător și mama vitregă, Sofia. Și cum a fost astăzi la grădiniță? Ți-au plăcut poveștile? Da. Ce povești ați văzut? Am albă ca zăpada. Da, Orențiu. Și câți ani ai? 5. Ce ați făcut astăzi la grădiniță? Am colorat. Și ați mai urmărit povești? Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Cum te cheamă? Iasmina. Albă ca zăpada. Și ți-a plăcut? Da. Ce personaj ai văzut? Regina Țaria, pe albă ca zăpada și vânătorul. Și care ți-a plăcut cel mai mult? De albă ca zăpada. De ce? Pentru că e bună? Da. Carla. Cât ai? 5. Și ce ați făcut astăzi la grădiniță? Păi, am văzut-o pe albă ca zăpada, am văzut-o pe Regina Țaria, pe vânător. Ai mai văzut în realitate? Povestea ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut cel mai mult din poveste? Mi-a plăcut de albă ca zăpadă. Da. De ce? Ce personaj ați văzut? Albă ca zăpada, Regina Țaria și vânătorul. Și care ți-a plăcut cel mai mult dintre ele? Albă ca zăpada și Regina Țaria. De cum e povestea Albă ca zăpada? Spune-ne puțin. Albă ca zăpada e o fată bună. Și Regina Țaria este o fată rea. Și vânătorul este un băiat bun. Vânătorul, Albă ca zăpada și Regina Țaria. Ai mai văzut în realitate sau doar în poveste? Mă, dar în poveste. Și îți place povestea? Da. Care personaj îți place cel mai mult? Vânătorul. De ce? Pentru că e băiat? Uh-huh. Foarte frumos. Mi-a plăcut să dansez cu copii și să râdem și să ne distrăm. Da, mai ales de astfel de activități, pentru că îi ajută pe ei să crească frumos și să se distreze într-un mod bun. De ce ai ales să faci acest lucru? Îți plac copii? Da, foarte mult și vreau să devin și eu învățătoare. Interesant, foarte interesant. Noi suntem obișnuiți cu elevi mult mai mari, mai alt nivel, obișnuiți așa cu rigoare. Aici a fost o relaxare, e o plăcere să vezi inocența copiilor, să ai în preajmă atâta energie pozitivă, extraordinar. Foarte interesantă, foarte atractivă, foarte captivantă. Emoționantă, o voce superbă a avut doamna profesoară, o ocazie deosebită de a-și valorifica voluntarii talentul lor artistic. Am îmbrățișat această idee cu mult drag și așteptăm și la următoarea prezentare. A fost o activitate interactivă cu cântec, ai văzut, cu muzică și asta este ideea, să încercăm să-i deschidem copiilor apetitul pentru citit. Dar având în vedere că ei la vârsta asta încă nu pot să citească, atunci măcar să savureze altfel poveștile. Li se dezvoltă personalitatea, au un vocabular mai bogat, relaționează mai ușor și este foarte interesant să vezi cum elevi și profesori de la liceu sau membri ai comunității reghinene vin la grădiniță să interacționeze cu ei. Este o experiență unică.
Proiectul Fii Voluntar pentru Comunitatea Ta constă într-o serie de acțiuni pe care adolescenții să le organizeze pentru reghineni. În primă fază au ales ca beneficiar pe copiii de la două grădinițe din municipiu și pe micuții de la Casa Maria II. Activitățile vor continua marți 20 octombrie la grădinița cu program normal numărul 3.